Oameni, dacă începe acest video, aș vrea să fac o scurtă promovare canalului Andrei Huminicro. Știu, nu o să fac foarte des promovări, o să fac mai rar, pentru că nu mi se pare o idee bună, în primul rând, să faci promovări. Face conținut cu Brawl Stars, dacă vreți puteți să-i dați un subscribe, să-l susțineți și să dați un like. După cum v-am spus, promovări nu prea fac des, deci trebuie un pic să vă țineți la promovări. Haideți să trecem la video. 2000 years later. În acest videoclip vom vorbi despre noul update de pe YouTube și vom începe chiar acum. Bineînțeles, pe mobil. Și nu ca și prostia de copa. Ci va fi un update destul de interesant. Vizionați până la final. Se pare că cei de la YouTube au făcut acest update și o să vă spun imediat despre ce este vorba. Cred că ați observat asta de pe mobil. Însă, înainte de asta, nu uita să apeși pe butonul de like și să pui și un subscribe. Însă, după ce te-ai abonat, apasă și pe clopoțelul din dreapta. Păcat că nu apeși, că pratezi o clipuri șmechere. Dar înainte vom fi nevoiți să dăm timpul înapoi atunci când dai click pe iconița canalului și te trimitea efectiv pe canal. Acum nu mai este așa după noul update, asta era ieri, astăzi îți arată această chestie. Bineînțeles că pe ea îți arată numele canalului, când a fost creat, câți abonați are în partea de sus, bannerul și avatarul, iar mai jos îți arată dacă este abonat, câte inimi a primit și așa mai departe, adică inimioarele de la comentarii. Cred că știți dacă este abonat la canalul vostru. Și mi-arată comentariile recente pe care le-a scris, practic, un lucru destul de interesant, și la ce canale, practic, s-a abonat, adică abonamentele ne arată jos. Sau, dacă, de exemplu, a scris cele mai multe comentarii de a primi cele mai multe inimioare, are șansa să devină comentator popular. Asta înseamnă că a primit cele mai multe inimioare. Iar asta mi se pare un lucru destul de interesant, nu? Scrieți în comentarii dacă vi se pare așa. Că și youtuberii mari, YouTube practic i-a scos în evidență fără a fi fixați datorită acestei funcții comentator popular. Și da, sunt populari, pentru că dacă au foarte multe inimi mioare, atunci sunt scoși mai mult în evidență de către YouTube. Și la youtuberii mari la fel. Bineînțeles că acum veți afla mult mai multe informații despre acest lucru, pentru că sunt pe pagina oficială a celor de la YouTube, unde ne dă informații despre acest nou update. Află mai multe despre ceilalți comentatori. Acest experiment este conceput să te ajute să afli mai multe despre comentatorii de pe un canal, cum am spus și eu. Reține că toate informațiile sunt afișate public, iar conținutul variază în funcție de canalul pe care un spectator vizualizează videoclipul. Informațiile pot include informații de bază despre canalul comentatorului, cele mai recente comentarii pe canalul pe care vizionez videoclipuri, abonamentele pe care comentatorul le-a făcut publice. Unde sunt disponibile informațiile? Le poți găsi atingând fotografia care este afișată lângă un comentariu la un videoclip. Controlează setările de confidențialitate. Prin distribuirea informațiilor în comunitatea YouTube, cum ar fi setarea abonamentelor ca publice, îi poate ajuta pe ceilalți să descopere conținut nou. Totuși, poți vedea să modificați setările de confidențialitate pentru următoarele informații care ar putea fi afișate alături de comentariile tale. Numele, bineînțeles, numele canalului, fotografia, numărul de abonați și comentariile, răspunsurile, abonamentele tale, după cum v-am spus și eu, și dacă cumva ești comentator abonat sau dacă cumva ești comentator din acela special cu cele mai multe inimioare. Raportează alți utilizatori. Este important să te simți în siguranță și protejat pe YouTube. Dacă te consideri ținta a abuzurilor unui utilizator care comentează, poți raporta abuzul cu ajutorul instrumentului nostru de raportare. Deci, da, YouTube deja a făcut un alt nou update, bineînțeles, în care dacă, de exemplu, scrii comentarii în spam sau un abuz, îți poate închide canalul sau să îți dea, de exemplu, automat și să ți-l șteargă. Îmi place update-ul ăsta, că nu o să mai fie aceste comentariile alea de hate sau ceva de genul acesta. E cam atât. Deci, după cum v-am spus, nu uitați să lăsați un like la acest videoclip pentru mai multe videoclipuri, bineînțeles și cu Fortnite. Și vă respun respect!